Dragilor, acum că ne-am bucurat de această prezență super energică a lui Albert, mai vrem să mai facem un popas în parc, pentru că, uite, mie îmi pare tare rău că astăzi nu am reușit să ajung acolo unde este Valentin, motiv pentru care îi mai spun o dată bună dimineața. Bună dimineața din nou, Georgia, să știi că aici în parc este foarte, foarte multă distracție, însă am văzut chiar și zone cu cărți, am văzut zone de educație financiară și trebuie să învățăm un alta, de ce nu, și despre siguranță. Bună dimineața, îi spun domnului Sorin Stănică, comisar șef Poliția Română, pe care deja îl cunoaștem de la noi de la matinal, dar care au venit astăzi în parc cu super, super un cort în care oamenii pot învăța foarte multe despre ce înseamnă siguranța, după cum am spus mai devreme, atât online, cât și fizică, siguranță rutieră. Bună dimineața. Și la mulți ani, că toți suntem copii astăzi. Bună dimineața, la mulți ani tuturor copiilor și din partea Poliției Române. Vă așteptăm cu mare drag la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza și să începem din spatele noastră. Avem siguranță online. Aici, în dreapta mea, siguranța dedicată copiilor pe mai multe paliere și un pic mai în spate, siguranța rutieră. Vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, pentru recomandări preventive, pentru informații utile, astfel încât să fim în siguranță, așa cum spuneam, fie când suntem în traficul rutier, fie când navigăm pe internet. Cum ați interacționat cu cei mici care au venit și au văzut toate aceste lucruri? Avem o serie de recomandări, avem materiale preventive, avem obiecte promoționale pe care le oferim copiilor, astfel încât, pe de-o parte, să plece de la noi cu informații utile, dar și cu o amintire foarte plăcută din acest 1 iunie, în care vremea e foarte prietenoasă cu noi și la fel sunt și polițiștii cu copiii. Ce cred că este foarte important e că informația pe care voi oferiți nu are vârstă. Cred că e foarte important să înțeleagă și părinții importanța siguranței, mai ales vorbim și de mediul online și de multe alte paliere, cât și copiii încă de la vârste fragede, pentru că dacă un copil cunoaște ce înseamnă siguranța și cum să prevină problemele care ar putea apărea în propria sa siguranță de la vârste fragede, atunci când va crește și va fi un om matur, va fi mult mai bine în această zonă. Desigur, activitățile noastre preventive se adresează, așa cum spuneam, copiilor de la cele mai mici vârste, încă de la grădiniță, până la adulți, care sunt beneficiarii noștri principali, pentru că ne ajută și să transmitem mesajele preventive mai departe. Ne dorim să fie toți în siguranță și să plece de la noi cu informații utile. Și să le dăm așa și un mic indiciu celor de acasă care ne urmăresc, pentru că vă pot găsi aici toată ziua. Am înțeles că urmează să ajungă și niște căței. Desigur, vor veni mai târziu și prietenii noștri căței polițiști. De fapt, trebuie să ajungă și așteptăm cu demonstrații canine de dresaj să oferim tuturor informații utile, să aibă și posibilitatea de a se distra în această zi frumoasă alături de noi polițiștii. Încă o întrebare, cei mici care vor veni aici vor putea să mângâie cățeluși și polițiști? Desigur, bineînțeles, sunt căței dresați care sunt prietenii copiilor și care stau foarte bine la poză. Cred că deja am convins pe toți de acasă, îți mulțumim foarte mult și mult succes cu activitățile voastre. Așteptăm în continuare, suntem aici toată ziua și vă oferim recomandări utile, sunt convins. Vă mulțumim foarte mult, Georgia, ce să mai acu că se termină matinalul, îmi pare rău de tine că ești la Casa Presei, eu sunt aici în parc și aici o să rămân astăzi. Vă pup, la revedere și la mulți ani tuturor copiilor!